Până la jumătatea lunii decembrie, turiștii interesați de o vacanță la munte în extrasezon pot beneficia de programul O săptămână la munte. Rezultatele favorabile obținute în edițiile anterioare i-au determinat pe reprezentanții Federației Patronatelor din Turismul Românesc, împreună cu Patronatul Asociația Națională a Agențiilor de Turism, să continue inițiativa și au relansat programul pentru perioada octombrie-decembrie 2011. Pe Valea Prahovei, sejurile încep de duminica și cuprind între 5 și 7 nopți. Prețurile încep de la 40 de lei locul pe noapte în cabane și pot ajunge până la 700 de lei de persoană pentru 7 nopți de cazare cu 2 mese incluse într-o pensiune de 3 stele. Pentru copiii sub 7 ani se oferă gratuitate, iar pentru cei peste această vârstă se achită jumătate din prețul pentru o persoană. Cei mai pretențioși pot alege să petreacă 4 nopți la munte într-un hotel de 4 stele, cu acces la saună, jacuzzi, fitness și solar cu doar 780 de lei. O săptămână la munte se încheie odată cu deschiderea sezonului de iarnă, când hotelierii vin cu noi oferte pregătite special pentru iubitorii sporturilor albe.